Toate secțiile de votare vor fi dotate cu măști de protecție care vor fi oferite oamenilor la intrare. Guvernul a stabilit că pentru scrutinul din 1 noiembrie va acorda 3 milioane de măști. Toate cheltuierile vor fi asigurate din bugetul de stat. Autoritatea electorală ne asigură că va întreprinde toate acțiunile pentru ca cetățenii să-și poată exercita dreptul la vot în maximă siguranță. Despre asta a fost anunțat și reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății Moldova, Igor Pocanevici. În același timp, premierul a menționat că. Trebuie să fim pregătiți și pentru o eventuală prezență redusă la scrutinul din 1 noiembrie, care ar putea fi sub pragul de o treime, iar asta înseamnă un scrutin repetat.